Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Subiectele Zilei. Sunt Anca Dumitrașcu și alături de colegul meu Bogdan Groșereanu aducem în fața dumneavoastră cele mai importante subiecte ale acestei zile. Bună seara, Bogdan! Bună seara! Vorbim în această seară despre măsurile pe care trebuie să le luăm în caz de cutremur, iar invitatul nostru din această seară este domnul Georgel Zdârnă, locotenent colonel în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Domnule Zdârnă, am văzut cu toții nenorocirea care s-a produs în Italia și numărul victimelor care a ajuns aproape la 300 de morți și aș vrea să discutăm în acest context. Vreau să ne spuneți dumneavoastră, în cazul unui cutremur, care sunt cam cele mai importante măsuri pe care trebuie să le ia oamenii? Da, în primul rând aș începe cu o întrebare la care trebuie să răspundem cu toții. Suntem pregătiți pentru astfel de situații? Este foarte important această întrebare care fiecare dintre noi cetățenii să răspundem și să răspundem corect. Dacă suntem pregătiți, în ce măsură suntem pregătiți? Pentru că este foarte important să identificăm aspectele referitoare la riscurile pe care le implică un astfel de eveniment. Și aș începe cu cele trei etape care concură ca măsuri pe care trebuie să le respecte cetățenii. În primul rând, avem măsuri pe care trebuie să le respectăm înainte de producerea unui cutremur sau măsuri pe care trebuie să le luăm. Și aici, cu cea mai importantă, aș începe prin identificarea riscurilor în cazul unui seism. Și aici mă refer la ce anume obiecte ar putea să ne accidenteze, genul identificarea zonelor cu pericol cel mai mare, obiecte grele suspendate care s-ar putea răsturna, corpuri suspendate, și aici mă refer la corpuri de iluminat, lustre sau chiar și elemente de decor. Fiecare dintre noi, dacă facem un exercițiu de imaginație, cred că în locuința noastră cu toții cunoaștem foarte bine unde avem amplasate obiectele. Așa este. E adevărat, poate niciodată nu ne-am întrebat dacă acele obiecte ar putea deveni un real pericol pentru noi în anumite situații. Deci fiecare om ar trebui să-și facă așa un plan al casei, să fie conștient exact de toate obiectele care sunt așezate în locuință și să-și dea seama cam care ar fi locurile cele mai sigure din locuință. Cele mai sigure. Ajungem și la locurile cele mai sigure. După identificarea acestor zone cu pericol, ar trebui să identificăm locurile care ar putea fi cel mai puțin afectate. Și anume ca locuri de adăpostire. Avem grinzile, sunt elemente de rezistență, toculușii, care ne pot feri de un eventual, accidentare. Și luând în calcul evenimentele produse și făcând o analiză a cauzelor care au dus la apariția unui număr mare de victime, o să constatăm că acțiunile noastre, propriile noastre acțiuni, ne-au făcut să devenim victime. De ce? S-a constatat că multe persoane au fost accidentate de diverse corpuri sau au alergat pe scări și s-a rupt balustrada sau au picat scările. Imediat pe scări. Ajungem și la măsurile care trebuie respectate pe timpul cutremurului. Vizualizând toate aceste aspecte, o să realizăm că totuși, chiar și în condițiile unui cutremur, sunt locuri unde ne putem proteja. Bun, măsurile pe care trebuie să le respectăm pe timpul cutremurului, mișcării seismice. În primul rând, trebuie să ne păstrăm calmul. Ca să ne păstrăm calmul, în primul rând, trebuie să cunoaștem riscurile. Cunoscând riscurile, atunci suntem mai stăpâni pe situație și nu intrăm în panică. Intrând în panică, nu mai răspundem de acțiuni și putem avea, anumite acțiuni care ne pot pune în pericol. Și anume, nu trebuie să părăsim locuința. Ne adăpostim, așteptăm până la încetarea mișcării seismice, după care verificăm membrii familiei, bineînțeles, dinainte, cum sesizați și dumneavoastră, trebuie să avem un plan. Membrii familiei trebuie să fie adăpostiți împreună cu noi, încercăm să-i liniștim, pentru că e adevărat, fiind un fenomen foarte rar, nu știm cum reacționăm în astfel de situații. Așa și atunci este foarte important să liniștim membrii familiei sau chiar și la serviciu pe ceilalți colegi, rămânem în locurile unde ne aflăm sau în locurile pe care le-am stabilit a fi cel mai puțin periculoase din punct de vedere al accidentării. Dacă reușim, e bine să deschidem ușa locuinței, de ce? Pentru a evita blocarea acesteia, nu alergăm pe scări, nu folosim liftul. După
încheierea mișcării seismice, e foarte important să verificăm rețele de utilitate, gen apă, închidem apa, închidem gazele, oprim curentul. După care trebuie să părăsim locuința. Locuința o părăsim nu așa în viteză, trebuie să fim foarte atenți la elementele scărilor, mergem cu atenție, verificăm să nu fie fisurate, da? Și apoi așteptăm mesajele pe care le primim de la autorități referitoare la evenimentul respectiv. Aș vrea să vă întreb dacă există un anumit set de obiecte pe care oamenii ar trebui să le dețină în fiecare locuință, nu știu, în eventualitatea unui cutremur. Da, rucsacul pentru, vă referiți la rucsacul pentru situații de urgență. E foarte important să avem și un toată astfel... lumea trebuie să aibă așa ceva? El nu este obligatoriu, dar este foarte util. Eu consider că toată lumea, fiecare dintre noi, ar trebui să avem un astfel de rucsac. Deci în acest rucsac e clar că nu se știe când ne vom înapoia în locuință și trebuie să avem elemente de uz personal, aici mă refer și apă, să avem un radio acumulator de rezervă, un radio portabil pentru a asculta informațiile și măsurile pe care ne le transmit autoritățile. Să avem o trusă sanitară, un kit, eu știu, care poate fi achiziționat la orice farmacie și ne poate fi de un real folos într-o anumită împrejurare. Vorbeați dumneavoastră de aceste informații pe care în cazul unui cutremur ar trebui să le auzim, de exemplu, la un radio. Există un sistem de colaborare între Inspectoratul pentru Situații de Urgență cu, nu știu, anumite radiouri sau televiziuni care ar putea să transmită, nu știu, mesaje de îndrumare? Din câte știu eu, da, există protocoale încheiate prin care în anumite situații de urgență sunt comunicate măsurile pe care trebuie să le respecte cetățenii, măsuri transmise prin intermediul postului de radio, televiziune. Da, există astfel de protocoale încheiate. Aș vrea să vă întreb, pentru că am văzut în spațiul public în ultima vreme, tot în contextul acesta legat de cutremurul din Italia, se fac diverse speculații în legătură cu siguranța clădirilor, în legătură cu, nu știu, lucrurile pe care autoritățile ar fi trebuit să le facă pentru a verifica siguranța acestor clădiri. Am văzut că a fost o adevărată nenorocire, se găseau pe zi ce trecea, bilanțul victimelor creștea din ce în ce mai mult. Aș vrea să vă întreb care este situația în Craiova și cum se procedează pentru ca o clădire din Craiova să fie încadrată ca într-un anumit grad de risc. Da, la nivelul județului Dolj sunt identificate un număr de 30 de construcții care sunt expertizate tehnic. Aș putea enumera, sunt 3 în gradul 1 și noi, sediul nostru al inspector, sediul vechi, aș putea spune, este clasificat din punct de vedere seismic gradul 1. Clădirea nu mai este utilizată în prezent. Dar celelalte sunt locuite, nu? Celelalte clădiri, da, o parte din ele, ce am văzut gradul 2, știu că o parte din ele nu sunt, nu-și desfășoară activități în ele, dar important e că aceste clădiri trebuie reconsolidate. Proprietarii trebuie să zic că la nivel de comunitate trebuie să se găsească o soluție prin care aceste clădiri să fie reconsolidate, să se desfășoare lucrările pentru reabilitarea lor, astfel încât cetățenii cu toții să fim în siguranță. Am văzut că au scris colegii noștri acum ceva timp un material în legătură cu aceste clădiri și am văzut că din momentul în care se face verificarea unei astfel de clădiri, durează cam 6 ani până când proprietarul are posibilitatea să o reconsolideze pur și simplu, adică să se ajungă la stadiul final de reconsolidare. Cum vi se pare acest termen? Practic în 6 ani se pot întâmpla o grămadă de lucruri. Nu aș putea să răspund din punct de vedere tehnic pentru că consider că sunt o serie de lucrări care necesită timp. A reconsolida o clădire sau în funcție de, eu știu, rezistența ei tehnică este foarte complicat. Sunt procedee care și o casă construind de la zero durează un timp. 6 ani n-aș putea să vă răspund cu certitudine dacă este mult sau puțin, din punctul meu de vedere. Dar cu siguranță ne dorim ca toate aceste clădiri să poată să prezinte o siguranță viabilă pentru cetățenii adică care locuiesc. Adică ne întrebăm la un moment dat, măcar din punct de vedere legislativ, ar putea să se producă niște schimbări, pentru că
stăm și ne întrebăm, această perioadă, în opinia noastră, este destul de mare. Practic durează 4 ani doar aceste proceduri, iar 2 ani are proprietarul la dispoziție să reconsolideze clădirea. Haideți să spunem că acești 2 ani, practic, au relevanță, să spunem, în funcție de gravitatea clădirii. Dar cei 4 ani, mi se pare o perioadă extrem de mare, totuși. Nu aș putea să vă răspund la această întrebare, întrucât îndepășește competențele. Dacă perioada de 4 ani este mică, mare, este potrivită, dar trecând peste, cred că cetățenii din aceste clădiri ar trebui să fie primii interesați pentru a-și găsi măsuri compensatorii și mă refer la cele despre care discutam, cum să devină mai conștienți trăind cu acest risc și astfel să-și ia măsuri astfel încât să se protejeze, pentru că nu avem certitudinea că aceste clădiri chiar vor pica în eventuala unui seism. Bine, nu sunt putem ști... de clădiri expertizate, da, da. Dar numai pe, să zicem, numai pe centru vechi, toate clădirile acelea sunt pe la 1900, pe unele chiar scrie 1900. Dar... Nu știu dacă și acelea sunt. Noi vorbim despre cele la care s-a făcut totuși expertiză, dar e posibil să fie E posibil să fie mai multe. Asta nu înseamnă că trebuie să dramatizăm sau să generalizăm. E adevărat, peste aceste clădiri să nu uităm că au mai trecut cu tremurul din 77. A mai trecut cu tremurul din 1940. Cu tremurul în 1940 a fost de o intensitate de 7,7 grade pe scara Richter, în 77, 7,4. Au rezistat. E adevărat, nu putem analiza, fiind evenimente foarte rare, nu putem analiza ce se poate întâmpla. Important este să fim pregătiți pentru astfel de situații. Asta trebuia să fie următoarea întrebare. Vreau să vă întreb dacă în acest moment Inspectoratul pentru Situații de Urgență este pregătit pentru o asemenea situație. Am văzut în Italia, de exemplu, foarte mulți câini care au dus la salvarea mai multor oameni aflați sub dărâmături. Noi avem așa ceva? Da, există și la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, dar nu Inspectoratul pentru Situații de Urgență gestionează în totalitate un astfel de eveniment. E greșit să spunem că inspectoratul poate singur să gestioneze astfel de situații. Trebuie să ne implicăm cu toții, toate autoritățile și absolut chiar și cetățenii în astfel de situații. De ce? Nu se pot aloca forțe destinate special pentru astfel de misiuni pentru a aștepta un cutremur. Costurile sunt extrem de mari. Și aici cu toții ne implicăm, începând cu autoritățile locale, instituțiile publice, chiar și societatea civilă, operatori economici, să contribuim la realizarea măsurilor ce trebuie îndeplinite după un eventual seism. Credeți că ar fi necesar, nu știu, ca oamenii, de exemplu, să învețe să acorde, nu știu, primul ajutor? Primul ajutor este necesar pentru noi toți, indiferent de riscurile la care suntem expuși. Eu, din proprie experiență, vă spun că este o satisfacție extraordinară când reușesc să salvez pe cineva. Și nu numai din punctul meu de vedere ca ofițer al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, dar orice cetățean, în condițiile în care a fost salvat de către alt cetățean, îi va aduce mulțumiri, sau cel care a salvat pe cineva are împăcarea sufletească, a făcut o faptă bună. Și cred că chiar este necesar să cunoaștem câteva reguli elementare și de prim ajutor. Este în folosul tuturor, bineînțeles. Mi-am amintit de, apropo, vorbeam de centru vechi și știu că ați derulat și niște, s-au derulat niște controle după cazul colectiv prin aceste baruri, mă rog, cluburi. Care este situația la momentul actual? La ce vă referiți? La autorizațiile pentru siguranța la incendiu. Deci, am văzut documentațiile tehnice sunt în derulare. Fiecare va trebui să respecte legea, e clar, pentru toată lumea. Termenul a fost prelungit, după cum știm, era un termen până la 31 decembrie pentru obținerea autorizațiilor, până la 31 decembrie, s-a prelungit până anul viitor, în luna iulie, din câte știu, și cu siguranță toată lumea ne vom conforma. Trebuie să respectăm regulile și măsurile de securitate la incendiu, mai ales în condițiile în care trebuie să asigurăm siguranța tuturor celor care
vin în astfel de... Au documentații depuse și le-a pus în vedere, domne, până anul viitor trebuie să faceți asta, asta și asta. Bineînțeles. Adică și pe timpul, să și știe. Pe timpul, bineînțeles, pe timpul controlului desfășurate, inspectorii de prevenire, în momentul în care constată că nu se îndeplinesc condițiile, prin procesele verbale de control, li se transează responsabilitatea și li se specifică condițiile în care trebuie să-și intre în legalitate. De exemplu, pentru un local în care nu există, pentru care nu există autorizație pentru siguranța la incendiu, cum se procedează până acesta intră în legalitate? Se închide localul respectiv sau încă are voie să funcționeze? Se dă un termen de grație și el funcționează? Nu. Condițiile pentru care se închide un local sau sunt clar încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu. Nu putem spune că închidem așa oarecum și nu în anumite, în anumite, nu e vorba de, nu, e anumite, de anumite condiții, în condițiile în care, și aș vedea cel mai important, respectarea căilor de evacuare, adică omul trebuie să aibă căi de evacuare bine dimensionate, libere, fără a fi blocate sau, eu știu, suficiente, aș putea spune, pentru ca utilizatorii să poată să se evacueze în siguranță. Și asta e o mare problemă la noi pe centru, s-au făcut multe asemenea localuri în subsolul clădirilor vechi, de altfel, și unde există o singură cale de acces. Sunt foarte înguste. Să știți că numărul utilizatorilor a scăzut în astfel de localuri. Oamenii sunt conștienți că nu mai pot fi număr foarte mare pe un spațiu relativ restrâns. S-a diminuat numărul utilizatorilor și în același timp și administratorii, proprietarii, cei care gestionează astfel de localuri, au înțeles că nu poate să depășească un număr admis în localul respectiv. Și din cele dimensionează locurile în așa fel încât să nu intre mulți. Bineînțeles, în funcție, în funcție de numărul de persoane. Nu putem într-un local de 50 de metri pătrați să introducem 100 de persoane. De altă parte, mă gândesc cum ar putea rezolva problema asta, că dacă ai o singură scară care mai vine și în spirală, nu știu, mai faci o scară suspendată, nu știu ce ai putea să faci. Soluțiile tehnice le dau experții tehnici, arhitecții, cei care se ocupă de documentația respectivă. Bun, a doua măsură ar fi cele de detecție sau cele de asigurare cu mijloace tehnice de stingere. Este cazul de hidranți sau discutăm despre măsurile care pot conduce la oprirea funcționării unui local. În partea a doua a emisiunii vom vorbi și despre această obligativitate a detectoarelor de gaze pe care trebuie toată lumea să le aibă potrivit unui noi reglementări ANR. Vreau să ne spuneți așa, dacă ați avut multe cazuri de incendii pornite de la scăpările de gaze, de la acumulările de gaze în ultima perioadă. Nu, de la scăpările de gaze nu am avut intervenții la care să acționăm, care au dus la scăpări de gaze și la producerea, din fericire, și sperăm să nu avem parte de astfel de intervenții. De ce? Nu neapărat pentru noi că ar fi un o intervenție în desfășurare și pentru cei care sunt puși în pericol. Dar cred că este o idee bună pentru noi toți, o măsură de protecție, pentru că mai mult sau mai puțin niciodată nu ne gândim că ne-ar putea paște un pericol și fiind o măsură suplimentară, cred că este binevenită, în special pentru siguranța noastră a tuturor. Ne amintim cu toții de acel accident din Lăpuș, când practic a explodat un punct termic din cauza unei acumulări de gaze și ții minte ce isterie s-a creat apoi tot în acea zonă când a fost o alarmă falsă cu Mercaptan. Toată lumea s-a speriat foarte tare pentru că într-adevăr acela a fost un eveniment major. Vă referiți la acum câțiva ani? Da, mi-amintesc despre acel eveniment. Chiar am făcut parte din echipa de intervenție. E clar că astfel de situații nu ni le dorim și bineînțeles că trebuie să fim mai exigenți în ceea ce privește vehicularea, eu știu, acestor până la urmă sunt niște substanțe periculoase, se distribuie prin rețele. Consider că probabil după acel eveniment și autoritățile competente au analizat mai atent verificarea consumatorilor de gaze și în consecință probabil măsurile sunt în desfășurare, în derulare, astfel încât să
nu mai există astfel de evenimente. Aș mai avea o ultimă întrebare legată de legea antifumat. Voiam să vă întreb dacă s-au obișnuit oamenii, am mers și noi în diverse localuri și am văzut că chiar se respectă și vreau să vă întreb dacă s-au mai dat sancțiuni sau dacă ați mai găsit nereguli din acest punct de vedere. Nereguli cred că mai sunt, n-aș putea spune că nu mai sunt. E clar că apariția autorităților de control într-un local sau într-o zonă oarecum stârnește curiozitate din partea cetățeanului, care e clar că este condiționat să respecte de teamă sau eu știu din alte motive. Dar se simte o îmbunătățire, spun eu, considerabilă a fenomenului fumat în incinte închise. E clar că sesizăm că de cele mai multe ori fumătorii ies afară din local și fumează. Da, am sesizat și noi acest lucru. Domnule Sternă, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm și altă dată cu informații folositoare pentru telespectatori. Mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și oricând considerați că putem discuta și despre celelalte riscuri, numai cu tremur sau incendiu, vă sunt la dispoziție. Înțeles. Mulțumim foarte mult. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate și revenim cu alte subiecte. Și așa s-a hotărât în ședința de consiliu. Uite, nene, exact ce căutam. Un loc și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Merge, merge. Bun meci. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud, cotidianul oltenilor de pretutindeni. Revenit în direct, mergem la un alt subiect și vă spunem că la serviciul de pașapoarte Dolj s-au mai îmbunătățit puțin lucrurile, însă aglomerația este la fel de mare. Lucrurile s-au îmbunătățit în ceea ce privește bonurile de ordine și timpul petrecut la coadă. Vedem mai multe informații în materialul următor, apoi revenim și comentăm. Bună dimineața, de cât timp stați la coadă? Poftiți? De cât timp stați la coadă? 5 minute, nu mult. Câte persoane sunt în fața noastră? 30. Cât durează la o persoană? Nu știu. Dar voastră sunteți de mai mult timp? Nu, înainte pe mine am venit. Mi se pare, merge repede rândul? Da, repede mi s-a părut. Ați fost până acum, când era aglomerația aceea mare? Țică vin.
Nu am mai fost, nu. Numele dumneavoastră? Eftenie Maria. Merge repede? Da, da. Câte persoane ați avut în față când ați venit? Păi noi suntem 12-13, deci eu... Deci, nu sunt încă. Soția. Lucrați în străinătate și vă faceți acum pașaportul? În... Da, da. Mi se pare că merge repede? Nu chiar. A fost aglomerație până acum? Nu știu, e pentru prima dată de asta. Succes, numele? Duță Iliuță. De cât timp stați aici la coadă la ghișeu de caziere? De la 8:30, pentru că la 8:30 a început programul. Bine, noi suntem mai devreme. Ieri, am luat și ieri coada, am stat cât a durat pauza, o oră, am mai stat încă 1:30 și ne-a spus că nu poate să ne încaseze banii, pentru că nu merge sistemul. Și am plecat acasă. Păi de ce s-a blocat sistemul sau nu știu? Nu, asta nu. Și acum cât ați avansat de la 8:30 până acum? Păi nu știu cât e ceasul acum. Da, deci de la 8:30 la 9:30, uitați unde e. Cât estimați că veți mai sta? Probabil încă o oră, cred eu. Credeți că se poate rezolva altfel ca să nu mai stați la cozile acestea infernale? Mai mulți funcționari. Mai multe ghișe? Mai multe ghișe, pentru că pe fiecare an aceleași probleme, aceleași situații. Dumneavoastră veniți prima dată? Pentru că anul acesta, da. Cum vă numiți? Fiecare an. Și în fiecare an e așa aglomerație? În fiecare an e așa aglomerație. Acum s-a mai schimbat puțin la pașapoarte. Începe să... Da, sperăm. Dacă ar avea mai multe ghișee, mai mulți să lucreze mai mulți, ar fi ușor pentru toată lumea. Cum vă numiți? Rodica. Și dumneavoastră? Daniel Pova. Spuneți-ne, vă rog, în cazul în care craiovenii, doljenii plătesc taxele prin internet banking, taxele pentru pașapoarte sau pentru alte documente care se eliberează aici, ce dovadă trebuie să aducă din care să rezulte că ei au plătit prin internet? Într-adevăr, conform ordonanței Guvernului 41 pe 2016, cetățenii pot face plata contravalorii pașaportului de acasă prin internet banking. În momentul în care face plata, listează un extras de cont pe care îl prezintă la depunerea cererii pentru eliberarea pașaportului. Verificările ulterioare se fac de către noi. Și dacă nu au intrat bani în cont? Dacă n-au intrat bani în cont, bineînțeles că nu se face pașaport. Banii trebuie virați în contul corespunzător. Se va face pașaportul omului atunci când intră banii în contul respectiv? Banii intră destul de rapid. Intră rapid, pentru că funcționează. Păi, a doua zi au intrat, bineînțeles. Aveți situații de genul acesta în care să plătească oamenii prin internet banking sau prin ordin de plată, prin virament bancar? Da, oamenii au început să afle despre acest sistem și au început să se obișnuiască cu această plată. Dar mai puțin cei din localitățile limitrofe, cu toate că au fost făcute informări pentru a înțelege această modalitate simplă de a face plata pașaportului. Am văzut că la anumite ghișee s-au diminuat cozile, la încă mai sunt cozi destul de mari și a intervenit o firmă de pază. S-a angajat o firmă de pază pentru ordine aici? Nu am angajat o firmă de pază. Este firma care asigură paza acestei clădiri și... Nu, am apelat, ne ajută, da, într-adevăr, ne ajută în limita normalității. Dar lumea este liniștită, astăzi au venit până la ora aceasta în jur de 70 de persoane, își primesc bonul de ordine și, după cum vedeți, este liniște. Nu mai sunt cozile de acum 2 săptămâni, când veniseră foarte mulți români din străinătate să facă pașaparte pentru copii? Cozile sunt în continuare, pentru că lumea este multă. Noi astăzi avem program până la 18:30 și așteptăm tot peste 200 de cetățeni, dar ei vin... ușor, pe parcursul zilei. Mai înghesuie de noapte, de la 1 la 2? Nu, la noi n-au stat de la 1 la 2, au venit de dimineață la rând și așa vin și în continuare. Este aglomerat? Este aglomerat, este normal, pentru că este perioada de vară când toți își aduc aminte cu o zi înainte că vor să-și facă pașaport. Dacă ar fi mai atenți și s-ar prezenta mai din timp, poate ar fi mai bine și pentru ei și pentru noi. Cât timp se eliberează un pașaport? Dacă vin astăzi, de exemplu? Deci pașaportul temporar se eliberează în 2-3 ore, iar cel electronic în 14 zile. Mulțumim frumos, numele dumneavoastră și funcția? Nelu Marinoia, comisar șef.
Spuneți-ne, câte pașapoarte au fost eliberate în luna august 2016 comparativ cu august 2015? Până în prezent au fost eliberate în jur de aproximativ 4.200, au fost 4.200 de solicitări, comparativ cu 2.900 anul trecut. Spuneți-ne, spuneți mai devreme că a fost un val de cereri de pașapoarte de la cei cărora le-a expirat. Puteți să fiți mai explicit? Într-adevăr, în urmă cu 10 ani au fost eliberate un mare număr de pașapoarte, un număr foarte mare, peste 40.000, iar anul acesta, expirându-le, oamenii s-au prezentat pentru înnoirea pașapoartelor respective. Erau valabile 10 ani? La momentul respectiv, termenul de valabilitate era de 10 ani. Am văzut și foarte mulți copii. Într-adevăr, ne întâlnim cu foarte multe cereri de pașaport pentru copii născuți în străinătate. Un număr impresionant, eu zic, de copii născuți în diferite țări, cum ar fi Spania, Italia și celelalte țări ale Uniunii Europene. Am revenit în platou. Bogdan, iată că la serviciul de pașapoarte a mers astăzi colega noastră Ramona Olaru. Încă e mare aglomerație, însă lucrurile putem să spunem că e o aglomerație puțin mai organizată. Da, o coadă mai organizată, cum am și titrat. Într-adevăr, coada nu a fost eliminată pentru că, din păcate, timpii de procesare sunt aceiași. Nu au reușit să reducă timpul de procesare al unui pașaport. Deci, în medie, un om stă tot cam atât la ghișeu. Ce au reușit ei să facă? Au reușit să pună puțină ordine în acele liste paralele care se făceau. Pur și simplu, nefiind organizare de la ei, adică de la serviciul de pașapoarte, oamenii se auto-organizau. Și pentru a fi sigur că prinzi în ziua respectivă, nu știu, nu te trezești pe la numărul 30 sau 70, și nu stai o zi întreagă la coadă și trebuie să vii a doua zi, pentru că se termină programul, veneau oamenii de la 1, 2, 3 dimineața și noi am mai discutat aici, au scris și colegii de la Gazeta de Sud, apăruseră adevărate afaceri la negru cu acest... Da, cu se făcea un fel de bijniță, un fel de bijniță, anumiți oameni care te rugau să stai la coadă în locul tine. Mă plătesc să stau la coadă, da. Bine, nu era o înțelegere a priori, ca anterior. Pur iar oamenii simplu... care veneau a doua zi la programul afișat de către serviciul de pașapoarte se pomeneau... Pur și simplu veneau niște persoane care nu aveau ce face și stăteau, eu știu, de la 2-3 dimineața, iar în momentul în care la 8:30 sau la cât se deschide serviciul de pașapoarte și se dădeau acele bonuri, își luau bonuri de ordine, ei neavând de fapt nicio treabă acolo, după care încercau să-și comercializeze la negru acel bon pe care ei luau, adică un loc mai în față, și am văzut că au fost oameni care au spus că li s-au cerut bani. Ei, ce au reușit ei? Au, în colaborare cu firma de pază, să estimeze. Spre exemplu, dumneata ești la locul 30, da, deci este ora 8:30, vino pe la 10, nu știu, pe la 11, da? Deci îți aproxima ora la care trebuie să fii acolo. Moment în care, evident, tu te duci și îți faci treburile și vii la ora respectivă. Am văzut că au fost persoane care nu stăteau de prea mult timp la coadă, dar probabil li se spusese, vezi că dumneata trebuie să vii cam în jurul orei cu tare. E mult mai în regulă această chestiune, pentru că, practic, acesta este rolul bonului de ordine. Vii, ca îți iei un bon de ordine ideea atunci când se deschide știi, dar nu, programul. Nu poți să aproximezi. Asta era marea problemă, pentru că era o altă regulă, dacă treceau 3 numere peste numărul tău, pur și simplu îți pierdeai acel bon și trebuia să vii a doua zi pentru că nu mai aveai nicio șansă în ziua respectivă. Mi s-a întâmplat și mie, într-adevăr, la plata utilităților am tras un bon de ordine, dar mi-era teamă să plec de acolo pentru că nu puteam să aproximez, nu știam cam cât durează până în vine Bogdan, dar în momentul în care acolo. Cei de la pașapoarte, spre exemplu, spun că bonul tău de ordine va intra acolo în decurs de 2 ore, să spunem, sau peste 2 ore, măcar câștigi o oră, pleci o oră și vii deci cu o oră mai devreme. Totuși și alte treburi, timp câștigat. Pentru că ești cu copii, în special am văzut cetățenii români în interiorul Uniunii Europene circulă cu buletinul, dar pentru copiii născuți în străinătate
în fiecare an trebuie să le reînnoiești pașaportul, pentru că fizionomia se schimbă, este obligatoriu. Și atunci vii și stai cu copilul la coadă atâtea ore. Da, măcar nu stai atâtea ore și... de aglomerată și în contextul Brexitului din Marea Britanie. Și ăsta, uite, și ăsta este un motiv, probabil cei mai mulți dintre ei și-au făcut deja pașapoartele. Și ăsta e un motiv pentru care nu mai sunt atâția, pentru că s-a terminat august, s-a terminat vacanța, s-au întors la muncă. Da, cu deja. Siguranță de luna viitoare va fi numărul mult mai redus, au fost aceste luni de foc, lunile de vară în care oamenii plecați în străinătate se întorc acasă și își pun la punct toate chestiunile administrative. Vom urmări acest subiect și vom vedea dacă și luna viitoare se va mai întâmpla să fie aglomerație la serviciul de pașapoarte. Mergem mai departe acum și, așa cum vă promiteam în prima parte a emisiunii, o să vă dăm mai multe detalii în legătură cu obligativitatea locatarilor de a-și monta detectoare de gaze în apartamente atunci când au un aragaz în apartament și mai ales dacă bucătăria are geamuri termopan. Haideți să vedem aceste detalii în materialul următor. La finalul anului trecut, după tragedia de la colectiv, a apărut ordinul ANRE numărul 179 din 2015 pentru aprobarea procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale. Respectiva procedură, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, reconfirmă printre altele faptul că oamenii trebuie să posede un detector de gaze, chiar dacă nu au centrală proprie și sunt încă racordați la rețeaua comună de distribuție gazelor. Toate acestea erau prevăzute și într-un alt ordin al președintelui ANRE, numărul 5 din 2009, dar prevederile de acolo nu prea au fost respectate. Clientul final are obligația să asigure respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale. Aceste condiții de siguranță detaliate în Ordinul 5 din 2009 al ANRE prevăd obligativitatea montării de detectoare automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puțin 2% metan în aer, în încăperi cu geamuri de o grosime mai mare de 4 mm sau care sunt de construcție specială, cum ar fi de tip securizat, de tip termopan, etc. Se arată în Ordinul 179 din 2015, emis de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Unii președinți de asociații spun că acest ordin va crea și multă harababură în blocuri. Am înțeles că e vorba de niște toți care au termopane, dar apare un impediment. Toate aragazele sunt în bucătărie. Sunt foarte mulți care oameni care și-au mutat bucătăria din bucătărie pe balcon. Or, cum se face? Cu costurile ca cu costurile, că în jur de vreo 2,5 milioane ar fi aparat în sine. Cum? Întorc cu tot să zicem 3 milioane. Ori se face, se iau acțiune și se montează pe întreaga scară la toți, ori dacă nu, eu nu văd cum, că unul își montează azi, unul mâine, ori noi nu avem posibilitatea să oprim gazele pe o scară respectivă fără acordul distrigazului. Reprezentantul unei firme care instalează detectoare de gaz spune că acestea vor deveni eficiente doar în momentul în care toată lumea își va instala astfel de aparate. Toate este normal să oblige toți proprietarii să-și monteze, pentru că dacă într-un bloc eu montez o instalație, o centrală, da, o instalație de gaz nouă, da, și îmi pun detector de gaz, eu am stă în siguranță, dar vecina care are instalația veche de gaz de, da, știu, și de cât aragazul? Și aragazul, și la aragaz are un racord ăsta flexibil care nu mai este agreat astăzi cu cauciuc, nu ajută, să zic, vederea integrității condominiului. Unii proprietari au descoperit în această vară, când se fac de obicei reviziile la gaze, că nu li se mai efectuează această operațiune dacă nu au detectoare de gaze și au fost constrânși să-și monteze detectoare. De ce v-ați pus detectorul de gaze? Gaze, ne-a pus detectorul pentru că asta, dacă în cască este gaz care se, da, scurge, trebuie să chițe, să pornească și să nu ajungă blocul în aer.
Ziceți, e bine venită această decizie? Da, e foarte bine. Pentru că, uite, pleci de acasă, se aude ceva, omul și dacă este ușa, o sparge, se intră și le oprește. Sau se aude chițăini. Detectorul de gaze se instalează în încăperea în care funcționează aragazul și este racordat la o sursă de energie electrică. În momentul în care există scăpări de gaze, senzorul începe să scoată un zgomot puternic și comandă unui electroventil oprirea automată a gazului. Am revenit în platou. Bogdan, am văzut în materialul anterior faptul că oamenii deja au început să-și monteze aceste detectoare de gaze, care de altfel vor fi și sunt obligatorii. Toți craiovenii vor trebui să cumpere acest detector de gaze și să-l monteze. Am înțeles că e mai scump montajul decât aparatul în sine. Decât aparatul în sine. Da, până acum își puneau doar cei care aveau centrale termice pe gaze. Acum, potrivit acestui ordin al ANR, mai ales în cazul în care bucătăria este izolată foarte bine prin acele geamuri termopan, se știe că sunt izolatori foarte buni și, spre exemplu, dacă sunt scăpări de gaze, nu au pe unde să fie evacuate, se face o acumulare și se pot întâmpla multe lucruri. Cert este că ele au devenit deja obligatorii, oamenii trebuie să facă demersuri pentru a-și monta aceste detectoare de gaze. Mergem mai departe acum și vă spunem că vorbim despre Grădina Botanică din Craiova, aici s-a făcut reabilitarea, însă noi am primit o sesizare pe adresa redacției care ne spune că într-o zonă din spatele Grădinii Botanice totul a rămas practic neatins, accesul se face foarte greu pe una dintre porți. Vedem și noi în acest moment imagini din acea zonă. Aceasta este poarta despre care craioveanul care a făcut sesizarea vorbește. Se vede foarte clar că aici nimic nu e schimbat și se plângea craioveanul respectiv că, de exemplu, că merge să își plimbe nepoțelul cu căruțul, lucrurile nu stau deloc foarte bine, căruțul tremură foarte mult pentru că nu este reabilitat nici drumul și nici această poartă de acces. Este o poartă din spate. Noi am mers acolo, uite aici o doamnă cu copilul, la solicitarea unui cetățean care ne-a sesizat despre acest lucru și foarte interesant, pe e-mail cetățeanul ne spune că a avut chiar un dialog cu doamna primar, Lialguța Vasilescu, și cu doamna Arela Filip de la REA de PFL. Și am înțeles că iar fi promis că în scurt timp, atunci când se împrejmuiește Grădina Botanică, se va face și Bogdan, din păcate, respectivă. Am văzut că a devenit o obișnuință așa pentru proiectele importante din Craiova să se facă lucrările la suprafață, acolo unde cetățenii au vizibilitate mai mare, așa cum e cazul cartierului chinezesc sau cum e cazul stadionului Ion Oblemenco. Da. Exact, în cazul stadionului Oblemenco se lucrează avansat la tribunele dinspre Știrbei Vodă. La cartierul chinezesc sunt blocurile de dau în strada Caracal, dacă te uiți în spate nu sunt la fel de avansate. Cum spuneam, este o obișnuință în aceste proiecte. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate și revenim cu alte subiecte. Rămâneți cu noi!
și așa s-a hotărât în ședința de consiliu. Uite, nene, exact ce căutam. Un loc și 2000 de euro, merge să dăm un telefon. Merge, merge. Bun meci. Am fost și eu acolo. Gazeta de Sud, cotidianul oltenilor de pretutindeni. Am revenit în platou, mergem mai departe și vă spunem că sunt probleme la pasajul suprateran. Este vorba despre faptul că 4 dintre compensatoarele așezate pe 2 dintre pilonii acestuia au fost greșit poziționate. Bogdan, aceste probleme au fost sesizate încă de iarna trecută, mai precis în luna ianuarie, dacă nu mă înșel. Au apărut unele fisuri la unul dintre acești piloni, însă de atunci autoritățile nu prea au mai dat așa foarte multe informații în legătură cu acest lucru. Acum aflăm lucruri noi. Sunt din nou probleme, înțelegem că compensatoarele care au fost ridicate atunci de la acest pasaj au fost ridicate, însă n-au mai fost relocate din cauza că s-a stabilit faptul că nu au fost corect poziționate încă de la început. Practic, aceste compensatoare au rolul de a prelua trepidațiile făcute de traficul de deasupra pasajului suprateran. Da, așa spun cei de la primărie. Stau și mă întreb ce s-a întâmplat dacă, eu știu, nu apăreau acele fisuri. Ei, abia după ce au apărut acele fisuri, spun că și-au dat seama că au fost amplasate greșit. Pe de o parte, domnul viceprimar Mihail Genoiu spune că s-au făcut reparații necesare, dar compensatoarele nu au mai fost montate, deoarece s-a constatat că inițial au fost poziționate greșit și urmează o repoziționare a acestora. În sensul că acestea au o plajă de acțiune în preluarea trepidaților, dar modul în care au fost așezate inițial le face să nu își îndeplinească rolul la întreaga capacitate. Deci înțeleg din declarațiile domnului viceprimar că acestea aveau rolul să preia trepidațiile de la trafic. Și este vorba de 4 compensatoare, câte 2 pe un pilon de pod, un picior de pod, de pasaj. Pe de altă parte, colegii noștri au vorbit și cu reprezentantul firmei Search Corporation, Viorel Bucur, care este firma care a făcut proiectarea. Da. Și zice așa, Viorel Bucur, s-a solicitat efectuarea unor măsurători după apariția fisurilor din iarnă. Ele nu sunt făcute pentru a absorbi șocurile de la mașini și tramvai, ci au doar rol antiseismic, că tot am vorbit de cutremure. Trepidațiile de la tramvai sunt absorbite de calea de rulare. Producătorul și furnizorul ar trebui să dea soluția tehnică de amplasare a lor. Recepția finală a lucrării va avea loc anul viitor, iar lucrările sunt în garanție. Deci, primăria spune că ele sunt destinate să preia șocurile de la trafic, mașini și tramvai, iar proiectantul zice că sunt doar pentru cutremure. Deci, clar, aici cineva minte, cineva are dreptate. Cine rămâne de văzut, dar dacă într-adevăr este vorba de preluarea șocurilor de la tramvai, cu ele puse au apărut acele fisuri. Mă întreb ce se întâmplă fără ele. Vedem declarația viceprimarului domnului Mihail Genoiu, care ne spune că aceste compensatoare nu au mai fost puse la loc din cauza că nu fusese repoziționate corect de la început. Însă acest lucru s-a întâmplat în ianuarie. Deci în ianuarie a fost o echipă de muncitori acolo care au ridicat aceste compensatoare și suntem deja în luna august, aproape început de septembrie. Deci, practic, și iată că acestea nu au mai fost relocate până la urmă. Nu ar fi fost normal și corect ca aceste compensatoare, nu știu, să se regândească poziționarea lui și să se acționeze. Da, pe de altă parte mă întreb cum se distribuie șocurile, pentru că traficul nu este întrerupt. Tramvaiul și mașinile circulă în continuare. Cum se distribuie acele șocuri dacă nu există aceste compensatoare sau dacă nu era nevoie de ele și pot fi folosite fără de ce au mai fost puse? Iarăși sunt întrebări, sunt niște chestiuni care se bat cap în cap. Ce zice primăria cu ce zice proiectantul? Rămâne de văzut cine are dreptate și cum este posibil ca ele să fie amplasate greșit, poziționate greșit. Dar nu ar fi primul lucru de acest gen. Ne amintim cu toții de acele peroane care au fost făcute proiectate din birou. Nu de altă, dar și ne gândim și la final seama că nu mai e foarte mult timp greșit. Și va veni iarna și ne gândim că poate lucrurile se vor înrăutăți din cauza gerului, așa cum spuneam. Așteptăm din partea autorităților, nu știu, să facă ceva din acest punct de vedere, pentru că iată declarațiile viceprimarului se contrazic puțin cu cele ale proiectantului, care spune că aceste compensatoare sunt doar pentru un eventual cutremur. Doar pentru un eventual
cu tremur, eu mă gândeam că este vorba și dacă, eu știu, circulă, e trafic greu sau la un moment dat trebuie să treacă, deși traficul greu în mod normal nu ar trebui să treacă pe acolo, ci deviată. Așa este. Să sperăm totuși că problemele de la pasaj se vor rezolva cât de curând, pentru că este un proiect relativ nou, nu are mai mult de 4 ani și ar trebui ca lucrurile să funcționeze foarte bine acolo. Mergem mai departe acum și vorbim despre pensiile private. Numărul participanților la pilonul 2 al pensiilor private obligatorii este în continuă creștere, iar până la sfârșitul anului se preconizează faptul că vor fi aproximativ 6,8 milioane de participanți. Bogdan, iată că acest sector al pensiilor private obligatorii se dezvoltă, vedem că sunt din ce în ce mai mulți participanți și iată, am văzut astăzi un material în Ager Press care spune că numărul participanților la piața pensiilor obligatorii este estimat la aproximativ 6,8 milioane până la finalul acestui an, în timp ce activele nete s-ar putea cifra la aproximativ 31 de miliarde de lei, adică aproximativ 6,9 miliarde de euro. Aceste declarații aparțin Ralucăi Țintoiu, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România. Vedem că lucrurile merg din ce în ce mai bine și acest lucru, nu știu, într-un fel ar trebui să ne bucure, pentru că realizăm că oamenii încep, nu știu, să-și pună niște economii la cum să spun, să fie protejați într-un fel. Pentru că, uite, zice tot doamna Raluca Țintoiu, spune că pentru cei 3,19 milioane de participanți care au avut contribuții lunare în perioada mai 2008-martie 2016, pentru care există cele mai recente date de la ASF, a fost de 5.917 lei sau aproximativ 1.323 de euro cu 23,4% mai mult decât la finalul lunii martie anul trecut. Deci, practic, în medie, fiecare dintre cei 3,19 milioane de participanți în aceste conturi de pensie privată au câte 1.323 de euro. Nu e mult, dar această pensie privată obligatorie, pilonul 2, vine în completarea pensiei de stat pe care o vor avea. Pentru că există discuții, știm, în ultima perioadă, faptul că salariații din acest moment practic se va ajunge la situația în care nu vor mai putea susține pensionarii, pentru că știm foarte clar că pensionarii primesc pensiile practic din ceea ce cotizează salariații din acest moment. Da, este o reală problemă în statele dezvoltate, pentru că scade natalitatea, noi mai avem și fenomenul acesta migraționist foarte puternic, de fapt toate statele din Europa de Est, după ce au intrat în Uniunea Europeană, s-au confruntat cu un exod așa de forță de muncă către statele dezvoltate, contribuțiile au scăzut, pe de altă parte crește și speranța de viață, oamenii stau mai mult la pensie. În consecință, pensiile, există un deficit la fondul de pensii. În momentul actual, chiar și în România, pensiile nu sunt plătite doar din cotizațiile celor care sunt acum în activitate, ci pur și simplu se iau și se completează din alte venituri de la bugetul de stat, pentru că fondul de pensii nu face față. Am citit la noi în emisiune niște statistici care spun că aproape se egalizează salariații sau chiar sunt mai mulți pensionari decât salariați. În aceste condiții îți dai seama că este greu să suporți pensiile numai din contribuția celor aflați în activitate. Dar să sperăm că acest domeniu se va evolua și va crește din ce în ce mai mult în următorii ani și în România. Emisiunea din această seară a ajuns la final. Noi vă așteptăm și mâine seară tot de la ora 18:30 cu alte subiecte importante. O seară frumoasă!